Salut mai de freunde, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi discutăm despre vo, wo, unde, vohin, încotro și voher, de unde. Țineți minte că vo, unde, locul în germană e totdeauna în dativ. Astăzi o să vorbim cu exemple concrete ca să înțelegeți și voi cum funcționează unde ăsta și să înțelegeți că de fapt nu sunt multe alternative pentru unde. Pe când voher de unde, de unde vine cineva, să spunem, și ăla ai totdeauna dativ. Singura problemă e cu vohinul ăsta, în ce direcție. 70% din timp vă spun eu că e acuzativ când folosești cu in, cu an și cu au. Normal, când folosești cu și te duci undeva, trebuie să te duci în dativ. Despre nah nici nu discutăm, că nah te duci mai mult în orașe și în țări și acolo nu contează articolul că orașele și țările nu au articol, în primul rând. Așa că pentru nah nu este emoție. Dar în schimb, pentru in, an și auf, când te duci undeva, într-o direcție, când te deplasezi, când te miști, este emoție. Și așa că noi astăzi învățăm să scăpăm de această emoție logic, orientându-ne. Așa că haideți să dăm drumul și să rămâneți până la capăt, să vedeți cum e să te duci la Aldi, să vii de la Aldi sau să fii la Aldi. Cum îmi place mie, haide să lucrăm cu exemple. Primul o să fie pentru voi, să spunem arzt. De ce spunem noi ich bin beim Arzt? Pentru că dacă ești la persoane, dacă ești la firme și dacă ești la activități, trebuie să punem cu bei. Așa e la ăsta static în germană, bei. Deci când spui tu eu sunt la medic, trebuie să spui bine, bin beim arți, Cei cu m ăsta? Păi del as trece în dativ, pentru că baiu te duce în dativ. Nu baiu te duce doar în dativ. Toată ideea de unde, când ești undeva, nu te miști, pur și simplu ești, o să fii în dativ. Dar cum v-am spus, dacă ești în locuri, activități și la persoane, ești cu bai. Așa că dacă o să fii bai în arst, dacă te duci la el, o să spui ich gehe zum arst, pentru că zu este opusul lui bai, este mișcarea. Dacă te duci în locul activități și persoane, o să spui cu zu. Și dacă vii, o să spui ich komme vom arzt, Vin de la medic de la cum v-am spus totdeauna în dativ că nu poți să vii de undeva decât de la sau aus adică cu fon sau cu aus și și fon și și aus cere dativul. Așa că când veniți de undeva nu aveți emoție o să fiți în dativ când sunteți undeva o să fiți în dativ. Când mergeți undeva, acolo îi cu emoție. Dacă am vorbit acum despre arți, haideți să trecem la următorul. Să luăm pe Anwalt, der Anwalt, avocatul. Păi și Anwalt și ăla e o persoană. Deci și la Anwalt va fi la fel. Ich bin beim Anwalt, ich gehe zum Anwalt și ich komme vom Anwalt. La toate am pus mâna în capăt. De ce? Că în cazul ăsta toate sunt iarăși în dativ, țuul cere dativul, baiul cere dativul, fonul cere dativul. Ce noroc de mine! Ce noroc de mine că la persoane, la firme și la activități pot să fiu tot timpul un dativ. Dar acum urmează mai greu. Așa că haideți și stați cu mine. Să spunem, das apartment. Dacă sunt în apartament, o să spun, ich bin im apartment. Dacă mă duc în apartament, adică vohin, o să fie ich gehe ins apartment. Pentru că inu, când îl combin cu verb cu mișcare, o să te ducă în acuzativ. Deci ich gehe ins apartment. In das. Ins. Vin de la apartament, ich komme aus dem apartment. Ține minte, când intri undeva, când te duci undeva cu in, o să te întorci cu aus in și aus, astea merg la pachet. Apoi, de bank, banca. Banca e ceva foarte ciudată. Lumea spune, ich bin auf der bank. Sunt la bancă. Acum învățați că dacă ești la bancă, trebuie să spui și tu prima opțiune, ich bin auf der bank. Normal, dacă ești în bancă, o să spui ich bin in der bank asta e pentru vo. Dacă te duci la bancă, o să spui ich gehe auf die Bank. Dacă te duci în bancă, o să spui ich gehe in die Bank. Versiunea la bancă cu auf e mai folosită. Dacă vii de la bancă, o să spui ich komme von der Bank, pentru că von duce în dativ. Dacă vii din bancă, o să spui ich komme aus der Bank, nu ai probleme cu de unde vii. De unde vii, totdeauna o să fie dativ. Și și unde ești. Problema unde mergi. Aici ai problema, acuzativul. Și problema e că la bancă trebuie învățat că la bancă se merge cu auf. La bancă ești cu auf. Asta este limba germană. Nu are nicio logică să fii pe bancă. Dar e o confuzie foarte mare între banca pe care stai și banca unde ți banii. Și la amândouă se spune auf, limba germană. Așa este și cu bild, das bild, poza, das foto. Eu văd în poză, ei spun eu văd pe poză, ich auf dem bild. Dacă acum pui ceva pe poză, ich tele auf das bild și de la poză o să fie fom Acum la duș, cum o să vedeți, e mai special și dușul ăsta, că ești bine, poți să fii în duș, in der dusă, dar dacă ești sub apă, o să fie ich bine untă der dușe. Dacă te duci la duș, o să spui ich gehe unter die Dusche sau ich gehe in die Dusche. Dacă vii de la duș, o să spui ich komme aus der Dusche. Acum să luăm pe einkaufen. Einkaufen e pus acolo la activități, deci se face cu bai. Ich bin beim Einkaufen, sunt acumpărături. Ich gehe, normal, zum Einkaufen și ich komme vom Einkaufen. Astea, bai, zu, von, astea merg pe rec, tot timpul. Dacă într-un loc ești cu bai, o să te duci cu zu și o să te întorci cu von. Învață simplu, gândește logic. Acum dacă ești la părinți, părinții sunt plural, așa s-a născut. În germană nu există părinte, numai părinți. Normal, părinții o să fie persoane, trebuie să faci cu bai. Acum trebuie să pui la dativ plural, adică Ich bin bei den Eltern, sunt la părinți. Ich gehe zu den Eltern, mă duc la părinți. Și ich komme von den Eltern, vin de la părinți. Vedeți, iarăși aceeași combinație, buy zu von. Doar acum apare denu pentru că suntem la dativ plural. Acum petrecerea e party, di party, dar di party, ei la petrecer, la chefuri, la câmpuri deschise, la piață, se duc cu auf sau sunt cu auf. Ich bin auf der party, sunt la petrecere. Ich gehe auf die party, mă duc la petrecere. Ich komme von der Party, vin de la petrecere. Deci cu party merge cu auf. Așa merge și flomarctul. Sunt la piață. Ich bin auf de flomarkt. Ei spun că sunt pe piață. De ce? Că piața e deschisă. E când deschis. Acum ich gehe auf den Flohmarkt. Normal pentru că Flohmarkt este acuzativ masculin. Vin de la piață. Ich komme von dem Flohmarkt sau vom Flohmarkt. E același lucru. Și acum să vorbim despre das Telefon. Cum spui sunt la telefon? Trebuie să spui ich bin am Telefon, pentru că tot ce e cu tine pe contact vertical o să fie an. Și normal, dacă ești, ești în dativ. A nu trece în am, pentru că îi dați telefon. Iși bine am telefon, nu? Ich gehe ans telefon, pentru că îi dați telefon an, o mai primiți un s de la das. Și vin de la telefon, nu o să fie fon. Deci, ține minte, dacă spui sunt la telefon, trebuie să spui ich bine am telefon. Apoi, marea dilemă cu hauze ăsta. Hauze, ăsta e ceva special, e ceva anti-regul, anti-materie, învățați așa. Ich bin zu Hause, ăsta e extra, ci că ești cu zu. Niciodată nu s-a mai întâmplat în limba germană să fii undeva cu Cuțu, Cu zu, de fapt, te duci. Dar zuhause este crem de la crem mâncarea peștelui de aur. Ich bin zu Hause, sunt. Mă duc acasă, ich gehe nach Hause, și vin de acasă ich komme von zu Hause. Ăsta trebuie învățat. Sau să spunem tanzen, ich bin beim tanzen. Sunt la dans. Ich gehe zum tanzen și ich komme vom tanzen. Pe final să presupunem Aldi. Că mie îmi place Aldi. Nu, nu, Lidl, Lidl. Eu vreau Lidl. Deci, ich bin bei Lidl. Sunt la Lidl. Ich gehe Zu Lidl sau Ich komme von Lidl. Asta ar fi prima variantă fără M, fără nimic, pentru că Lidl e un nume. Dar foarte multă lume o să pună Ich bin beim Lidl, Ich gehe zum Lidl și Ich komme vom Lidl. De ce? Că multă lume vede pe Lidl ca un laden, der laden. Și dacă e der laden atunci ei văd așa masculin. Și dovadă fiind faptul că mai auzi lumea care spune Ich bin im Lidl, sunt în Lidl, normal, că mai trebuie. Dacă ești înăuntru, nu o să te duci și nu o să fii, ci ești în. Deci ich bin im Lidl, ich gehe in den Lidl, adică nu. Dacă intră lumea, de ce să nu spună in den? Ei articulează că e del laden, in den laden, in den Lidl. Și dacă iasă din Lidl o să spune Ich aus dem Lidl. Așa că lidă ul mere și cu by și cu baim, și și cu in. Depinde cum vede lumea. Lidl-ul special. Așa că atenție la chestiile astea. Țineți minte, dacă ieși cu ceva pe plan vertical, o să fii an. Dacă ești așa în câmp deschis, o să fii au. Dacă ești între patru pereți într-o cameră, o să fii in. Dacă te duci la o persoană, la o activitate, la o firmă, o să te duci cu țu. Dacă o să fii la o persoană, la activitate, la o firmă, o să fii cu bai. Și cam atâta pentru astăzi, până data viitoare, învățați harnic!